se anunță vreme cumplit pentru România, viscoli temperaturi incredibile în următoarele zile. Meteorologii au emis, luni dimineață, o nouă informare de precipitații, mai ales sub formă de lapovic sublinierei ninsoare, polei sublinierei vreme deosebit de rece în toată cara. Informarea meteo este valabil până marți, la ora 2100. Ziua de luni ne aduce vreme neobi subliniere nuit de rece. Precipitațiile se extind dinspre sud-vest sublinierei vor cuprinde jumătatea sudică a cerii sublinierei zonele montane. Vom avea maxime de la minus 7 grade în Bucovina, la 8.9 grade în Transilvania. În Dobrogea sublinierei Beregan o să fie foarte frig. Temperaturile se mențin negative în cea mai mare parte a zilei sublinierei cu greu se ating 2 grade pe litoral. Va cedea la povic sublinierei se va depune polei, vântul va mai avea unele intensificări, iar pe seară sublinierei la noapte o sening. Vreme urât gesim sublinierei în Moldova sudic sublinierei în nordul Munteniei, temperaturi extrem de secezute sublinierei vânt insistent. Mai întâi se anunță lapovica sublinierei polei, apoi apar ninsorile sublinierei se întecesc pe timpul nopții. În jumătatea nordică a Moldovei sublinierei în Bucovina gesim atmosfera închis sublinierei un frig pătrunzător. Dimineața este ger. Maximele nu dep subliniere iesc minus 4 grade, iar pe înserat sublinierei la noapte se întorc ninsorile. În nordul Transilvaniei sublinierei în Maramure subliniere va fi ceva mai bine. După dimineață rece, temperaturile cresc sublinierei ajung pe la 6.7 grade. În orile persist, dar nu prea sunt semne de precipitații. În schimb, în vestul cerii o să avem vreme urât sublinierei temperaturi foarte modeste. Vin precipitații sub toate formele, apare poleiul, iar vântul suflă tare în sudul Banatului. Maximele se opresc pe la 3.4 grade, iar noaptea aduce la povic, ninsoare sublinierei minime în jur de 0 grade. În Transilvania este foarte frig dimineața, chiar ger în depresiuni, dar pe timpul zilei temperaturile reu sublinierei se ajung la 8.9 grade în vestul provinciei, aici vor fi cele mai ridicate valori din car. Precipitațiile cuprind mai întâi zonele montane, iar peste noapte se extind. În Oltenia subliniere teptam vremerea sublinierei temperaturi mult mai secezute decât ar fi normal. Va cedea la povic, se va forma polei sau ghe cu subliniere, iar pe timpul nopții vor fi mai mulți ninsori. Vântul va avea intensificări sublinierei va spori senzația de frig. În sud va fi vreme urât, cu lapovnica sublinierei polei, apoi ninsori mai serioase. Vântul va agita atmosfera sublinierei vom avea temperaturi cu aproape 15 grade mai secezute decât în mod obi subliniere nit. Vreme deosebit de rece sublinierei în zona capitalei, cu o maxim de minus 1 grad.
cerul rămâne acoperit de nori, vântul se menține activ sublinierei tractor va cedea la povic sublinierei vor fi condicii de polei. La noapte va ninge sublinierei se poate depune strat de zepad, iar vântul va sufla cu 45 km pe oră. Minima ajunge la minus 4 grade. La munte e iarna în toată regula. Vin precipitații destul de consistente în aproape toate masivele. Ziua se anunță la povic cu depunerii de polei, dar pe seară sublinierei noaptea vor domina ninsorile. Vântul mai are unele răbufniri pe crest subliniere T. Mari avem încă o zi foarte rece, cu precipitații mai consistente în regiunile sud-estice. În sudul extrem mai apare ceva la povica sublinierei se poate depune polei. În rest vor domina ninsorile, iar în muntenia, Dobrogea sublinierei pe crestele montane vântul se va transforma în viscol. Miercuri frigul persista. Vin alte precipitații, în special ninsori, iar vântul sufla mai tare în sud-estul cerii sublinierei la munte. Joi vom avea parte tot de vreme de iarnă, cu ninsori mai serioase în jumătatea sudică a cerii sublinierei, un vânt activ în sud sublinierei în sud-est. Temperaturile rămân extrem de secezute, iar noaptea o să fie geră în Moldova sublinierei în depresiuni, anunțirile Prodvro.ro.